Inspectoratul Școlar Județean călăraș monitorizează dinamica scenariilor de funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la nivel județean, aceasta fiind influențată de evoluția situației epidemiologice din județ. Consiliile de administrație de la nivelul fiecărei unități de învățământ adoptă propunerile de scenarii și implicit schimbarea acestora în funcție de analiza situației epidemiologice efectuată de către Direcțiile de Sănătate Publică și Institutul Național de Sănătate Publică, de infrastructură și de resursele existente în fiecare unitate de învățământ. Reamintim că, potrivit prevederilor legale aflate în vigoare, criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile de învățământ stabilesc unul dintre cele trei scenarii de funcționare este rata a incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile a raportat la 1000 de locuitori. Prin urmare, în data de 4 noiembrie, în conformitate cu datele transmise de unitățile de învățământ, se înregistrează următoarea situație. 204 de unități de învățământ se află în scenariul 1, 77 unități de învățământ în scenariul 2, iar în scenariul roșu sau scenariul 3 se află 22 de unități de învățământ. Aici participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități se face strict online. Cele 22 de unități aflate în scenariu roșu sunt Colegiul Economic din Călăraș, Liceul Danubius Călăraș, Școala Gimnazială numărul 1 Lehliu, Școala Gimnazială numărul 1 Răzvani, Școala Gimnazială numărul 1 Curcani, Grădinița cu program normal numărul 1 curcani, Grădinița cu program normal numărul 2 curcani, Școala Primară numărul 2 curcani, Colegiul Național Știrbei Călăraș, Școala Gimnazială Profesor Lucian Pavel din Oltenița, Liceul Tehnologic Du Iuliu Zanfirescu din Dragalina, Grădinița cu program normal numărul 2 din Constantin Brâncoveanu, Școala Primară numărul 1 Constantin Brâncoveanu, Grădinița cu program prelungit numărul 1 Dragalina, grădinița cu program normal numărul 1 Dragalina, școala gimnazială numărul 1 Dragalina, grădinița cu program normal numărul 1 Drajna, școala gimnazială numărul 1 Drajna, Colegiul Național Neagoie Basarab din Oltenița, școala gimnazială Florența Albu din Vulcelle, grădinița cu program normal numărul 2 Floraica, și grădinița cu program normal numărul 1 din Comuna Vulcellele.